16 și 30 de minute pe 6 și 7 mai la București se întâmplă conferința națională Știința și Arta Terapiei Relaționale Imago. Un eveniment ce strânge împreună prelegere, ateliere, prezentări sunt 12 terapeuți de cuplu ce vor veni aici din țară și din străinătate, vor prezenta cu ajutorul explicațiilor științifice și al exemplelor practice tot ce trebuie știut și înțeles despre dinamica vieții în doi. În RFI 360 astăzi, cu gândul la eveniment furăm startul alături de mine în program astăzi, Doina Grasu, psihoterapeut specializat în terapia cognitiv-comportamentală și în terapia relațională Imago. Bine ai venit la Erefi Doina! Mulțumesc pentru invitație și bine te-am găsit! Îți mulțumesc tare mult că ești alături de mine astăzi. Lucrezi la cabinetul tău cu cupluri cu probleme relaționale în comunicare. Există pe Facebook acel status, tot mai utilizat, it's complicated. Ce anume hmm. face ca relațiile noastre să fie atât de complicate astăzi? Hmm ceea ce de fapt dintotdeauna a fost uh, complicat să trăiești în doi și mai mult decât atât uh, pentru că ai spus ce face să fie complicat astăzi uh, ne spus de ceea, știi, că mai mult ca oricând astăzi ne dorim și motivul pentru care suntem în relație este să uh, ne simțim iubiți să ne simțim bine și cumva rămân în urmă alte motive care erau în trecut cum ar fi um, siguranța financiară, statul social, um, acceptarea, um, evoluția în sine și poate chiar siguranța uh, vieții. Și atunci, da, cumva, de ce treaba aceasta devine mai complicat? Pentru că am spune că, wow, astăzi avem un motiv bun și sănătos să fim împreună, și anume să ne simțim bine și iubiți. Devine complicat pentru că și acest sentiment pentru fiecare în parte este unic, și de asemenea, această, felul în care noi gestionăm această nevoie de dragoste, de iubire, de a fi conectați. Are în spate un bagaj pe care fiecare dintre noi îl purtăm, care vine uh, din trecut, atât din propria copilărie, cât și în sine întreaga experiență pe care am avut-o până acum din relațiile de cuplu anterioară sau din relațiile cu ceilalți. Dar când mergem și facem acel angajament, uh, și anume spunem, da, ne dorim să fim cu persoana aia, nu avem bagajul deja cu noi, unde se termină binele doina? Hmm. Cu siguranță avem bagajul cu noi, um, și dacă am auzit eu bine, întrebarea ta da. este unde se termină da, acel bine. bine. Eu aș adăuga, poate, unde se termină așteptarea acestui bine și unde încep provocările și dificultățile, nu? Uh -huh. Ceva de genul acesta, poate, ai vrut să spui. Uh, și eu am punctat așteptările unui bine care sunt într-un fel ale mele și într-un fel ale celuilalt. Și uh, sunt multe aspecte, încercăm să le luăm uh, pe rând. E o stare de bine care se creionează prin uh, diverse emoții și nevoi emoționale, care înseamnă ceva, spuneam, pentru mine și arată într-un fel. Și ce facem și ce învățăm să descoperim în terapia Imago este. Aceste nevoi au, spuneam, un trecut, am tânjit poate după o nevoie emoțională, a fi apreciat, a fi iubit, a fi văzut, conectat sau a fi în siguranță. Și înțelegând lucrul acesta, ce facem este ca în doi, în această relație intimă, emoțional vorbind, relația de cuplu, să știm că fiecare dintre noi vom fi sensibili și vulnerabili la anumite anumite emoții, la anumite trăiri, la anumite nevoi. Da? După care, ce mai facem în terapia imago este să descoperim cum arată, care sunt acele aspecte și să le descoperim din nou și din nou. Cum arată, ce mă face pe mine să mă simt iubită, ce mă face pe mine să mă simt în siguranță. Și, de asemenea, ce îl face pe celălalt să se simtă bine și în siguranță. Acum, prin comparație cu, cu părinții noștri, noi astăzi avem parte de o bibliografie bogată când vine vorba de emoții, să gestionezi relațiile. De ce lucrurile par atât de complicate astăzi, deși am putea găsi ușor o carte care să ne dea sfaturi și să ne învețe într-un fel sau altul cum să gestionăm relația de cuplu și părea mai simplu pe vremea părinților mei, cel puțin. Ascultând uh, întrebarea ta, care poate părea uh, precisă și simplă, în uh, mintea mea vin uh, foarte multe răspunsuri deodată. Sunt uh, răspunsurile raționale. Da, da. într-un fel, legate de faptul că știm despre noi acum că avem mai multe așteptări, ne cunoaștem mai bine, avem mai multe pretenții chiar de la partenerul de viață și pot să detaliez prin câteva exemple, însă, totodată, mie îmi vine în minte un răspuns sau poate multe răspunsuri pe care eu le aud sau le înțeleg în cabinet, și anume legat de felul în care. Și ne întoarcem la acel trecut din copilărie, felul în care am reușit să um, obținem sau să relaționăm cu, de exemplu, siguranța sau dragostea și iubirea și îmi vin, spuneam, multe răspunsuri în minte pentru că tot ceea ce, de exemplu, la un moment dat poate să citească o persoană sau acum ne aude pe noi vorbind și o să spună, wow, iată ce am auzit acum și ce interesant este și ce bine și ce frumos se rezolvă și se așează lucrurile sau iată ce explicații ne, dă, ne, ne oferă știința și în special neuroștiința și pare simplu și pare clar Însă, pe de altă parte, wow, în viața, de zi cu zi și atunci când avem această invitație, cum ar fi să mergi acasă să-i spui soției tale ce ai simțit sau ce te-a supărat? Sau... Vai, așa de simplu? Pare simplu. E foarte simplu, de Pare fapt, simplu? dar de ce complicăm de lucrurile? De ce este complicat? De ce este complicat este pentru că există o experiență în trecut, din păcate negativă, Legată de această conectare, oare am fost auzit copil fiind, m-a auzit cineva atunci când m-am văitat, când m-am plâns, sau m-a auzit cineva atunci când am reușit și am făcut lucrurile bine. Și dacă nu, practic ce se întâmplă este că am ajuns să uh, am experiența negativă, a fricii, de fapt. Și ea vine cumva, ne prinde din urmă. Ea este acolo. Este la suprafață. Ea este acolo. Una ori iese la suprafață, alta o rămâne în urmă, în sunt, spate. Sunt ascansă. oameni care vin la tine și tocmai asta încearcă să înțeleagă la tine la cabinet, nu? să priceapă da, de ce nu reușesc siguranță. să tragă de un anumit, să treacă de un anumit blocaj. Uh, sunt lucruri pe care nu și le explică, cumva uh, maturizarea lor îi face să-și pună întrebări și nu au răspunsuri. Uh, cum îi poate ajuta pe ei, până la urmă, terapia relațională Imago? Și de ce aceasta îi poate ajuta mai mult decât altele? Hmm. Am să pornesc de la începutul întrebării tale. Motivul pentru care cineva se îndreaptă, iată, citim cărți, mergem la psiholog este că vrem să fim bine și să rezolvăm lucrurile, ceea ce, în primul rând, este de apreciat. Vrem să producem această schimbare. Și de ce? Terapia Imago, și eu o recomand atât clar cuplurilor, dar și persoanelor care sunt într-o relație sau nu sunt într-o relație. Să meargă în această direcție și să învețe, să descopere ce ne oferă terapia Imago. Terapia Imago începe cu această invitație și o folosesc la începutul ședințelor: de a ne privi unul pe celălalt și de a avea în minte. Uh, ideea și de a ne privi cu căldură, cu răbdare și înțelegere și anume ideea că celălalt este diferit de mine. Pare simplu, într-adevăr, însă este valoros lucrul acesta pentru că atunci încep să fiu în poziția de a asculta, de a vorbi cu grijă atunci când sunt uh, emițătorul și am un mesaj de transmis când vreau să vorbesc despre mine astfel încât să nu-l rănesc pe celălalt și când sunt în rolul de a asculta, de a asculta este un efort. Nu este simplu așa cum pare că urechea noastră aude. Este un efort pentru că atunci când noi auzim ceva și nu numai vedem o sprânceană ridicată, un zâmbet, o privire, creierul nostru ne dă un răspuns și mă refer la acea parte emoțională care are niște în spate experiențe și sigur ca uh, terapeut uh, de cuplu, știu că fiecare cuplu vine în cabinet cu o experiență. Înainte, eu îi spun chiar istorie. E o istorie în spate. Și uneori poate este un cuvânt, dar, da, e mai mult decât atât, pentru că este o experiență care nu se uită, pentru că sunt niște emoții care automat sunt înregistrate pentru creierul nostru. De ce? Nostru emoțional vrea doar să ne mențină în viață, și atunci, auci, mi-aduc aminte când m-am simțit foarte rău mm -hmm. pentru că mi-ai spus sau pentru că nu m-ai ascultat și simt că nu mă înțelegi sau că nu sunt auzită. Și poate ce se întâmplă, intervin sigur mecanismele noastre de autoapărare, noi le spunem de coping, luptă-fugi sau predăte, fie voi căuta să vorbesc mai mult și chiar să vorbesc și mai mult și să nu mai ascult, sau decid, cel puțin inconștient, să nu mai spun nimic despre X subiect. Mă retrag pentru că am luat această decizie că nu sunt ascultată, nu sunt înțeleasă și ce rost are. Adică, cu alte cuvinte, ai acceptat că nu există comunicare, cumva ai cedat în fața, în fața lupții, acelei mm. lupte, cumva de a, de a te face auzit și înțeles. Comunicarea, și lipsa comunicării. Și de pentru că am totul. auzit lipsa comunicării și comunicarea întotdeauna există. Mereu este despre comunicare. Există mereu doar că produce în noi diverse emoții. Da? Este fie o emoție de respingere, fie de acceptare. Când în comunicare, în interacțiune, avem o experiență negativă, hmm, reacțiile noastre de autoapărare vor ieși la iveală într-un fel sau altul. Fie ne vom uh, apropia, vom încerca cel puțin să ne apropiem de celălalt uh, cu armele, eu așa spun, da, cu țepii. Ai zis, ai făcut și vorbim de critică și evident că nu o să aibă vreun efect uh, pozitiv, inclusiv atunci când par o, constru o critică constructivă. Vai, dar n-ai văzut să dai cu aspiratorul și acolo sau ți-am zis să duci gunoiul? Și sticlele acelea erau de dus, nu le-ai văzut. Vai, ce da? dureros sună. Sună dureros, dar... <laughs> da, e viața de zi cu zi, de acord. E viața de zi cu zi. Uh, sunt lucruri mărunte, dar care Se contribuie da. la experiența noastră. Și reiau, comunicarea există mereu. Însă, dacă avem această experiență negativă, pentru că eu am văzut că da, n-ai dus și sticlele acelea și aveam nevoie de asta, și celălalt spune, ha, dar am dus gunoiul, nu ești mulțumită pentru că am făcut asta și ești tot nemulțumită. Și iată cum, de fapt, există comunicare, dar ea hmm, a produs niște emoții negative. Și data viitoare cum va fi? Va fi mai greu, mai dificil, de fapt, să ne apropiem. We'll be right <laughs> back. Despre asta este vorba până la urmă și cred că este foarte importantă deschiderea pe care o avem pentru celălalt și înțelegerea pentru a găsi cumva, a recalibra, că de fapt tu îmi spui că există comunicare. Uh, mie îmi pare că ea nu există, deși în lumea în care trăim comunicarea pare cel mai facil lucru astăzi. Ei telefonul inteligent și gata, ai comunicat un lucru. Dar oare e bine să existe și astfel de facilitate mm -hmm. când primul gând ajunge deja la destinație și poate n-a fost cel mai bun. Categoric, răspunsul meu este că hmm, e nevoie să fim cu mare uh, atenție cum folosim genul acesta de comunicare, care ajunge să fie o comunicare trunchiată de cele mai multe ori când vorbim de emoții. Dar tu da. cum procedezi Doina? Că trăiești în aceeași lume, cum aici pe pământ ca noi în această țară ca în acest țin. oraș. Da. Cum reușești să să respingi eventual comunicarea negativă, toxică? Sunt atâtea întâmplări cotidiene, nu atât în relația de cuplu, interacțiuni între noi oameni care pur și simplu sunt grele uneori aceste aceste forme de comunicare. Ca o să aplic uh, și eu o să spun imediat câteva recomandări pe care e, chiar caut <laughs> să le folosesc, și anume uh, e nevoie de răgaz, uh -huh. să-ți oferi un răgaz, să vezi uh, ce ai citit și chiar să recitești ce ai uh, văzut cu uh, rapid, pentru că creierul nostru, wow, dă un răspuns rapid. E nevoie de un răgaz, după care e important să apucăm să ne întrebăm oare ce a trezit în mine, cum mă simt și durează ceva. Uh, și sigur că vorbim de mesaje, ai spus de mesaje da. pe telefon. Și atunci, de cele mai multe ori, în primul rând e nevoie să spun am văzut mesajul, pentru că sunt persoane care zic da a, a dat sin, Ok, ce înseamnă asta? Dar da, înseamnă că a văzut. Nu știm dacă a văzut sau nu, nici asta nu știm, dar pot să răspund, am văzut mesajul, mă gândesc, revin cu un răspuns. Și e important să ne oferim acest răgaz, să vedem ce a trezit în mine. Oare ce este acolo? Cum mă simt în primul rând? Um, mi-e clar mesajul pe care l-am văzut, nu e despre mine sau nu, care este uh, limita, granița, și abia apoi să văd ce e nevoie să răspund. De asemenea, pentru că spuneam că vine vorba de mesaje în scris, vorbim de uh, comunicarea verbală, care este foarte puțin din întreaga comunicare: 7-8%, mm -hmm. wow, e foarte puțin. Poate sunt noi cercetări care analizează acum dacă s-au produs mai schimbări. Mult, da, da, cu tot felul de mesaje, melodii, muzică, poze pe care oamenii și le trimit, însă foarte puțin, și atunci e nevoie să punem mâna pe telefon și să ne auzim vocea pe cât posibil. Dacă este despre ceva care este foarte important din punct de vedere emoțional, de o încărcătură mare. E important să avem răbdare și chiar să ne vedem. Când ne vedem, vom vorbi despre asta. E ok? Pentru a ne putea înțelege până la urmă, pentru că de transmis mm -hmm. un mesaj îl transmitem, îl vedem, dar până la-l la înțelege mai e un pas de făcut. Asta a făcut pentru tine ei Imago până la urmă că e clar că acum pui în practică această terapie. Dar de ce ai ales tu Imago? Mm -hmm. Imago vine cu un uh, univers absolut nou în uh, relații. Cei care mă cunosc, cei din jurul meu știu că imago este pentru mine wow. Asta este, nu e un cuvânt, dar care exprimă, am spus, Umplinire. un univers. Ce înseamnă asta? Înseamnă ocazia de a sta un pic cu tine, să procesezi ce auzi, ce vine spre tine și de asemenea de a îți oferi ocazia să răgazul să vezi de unde îți vine ție reacția și răspunsul de a fi în contact cu propriul tău bagaj. Este foarte ușor și la îndemână să tu, ba tu. Și atelierul pe care eu îl voi susține la conferința Imago este despre uh, negativitate zero, deci zero negativitate. Asta înseamnă că învățăm și putem, din fericire, să învățăm să comunicăm diferit. Nu înseamnă că nu o să mai aducem în discuție nimic negativ, mm -hmm. sunt cuvântul care zic, a, în primele ședințe, eu am această abordare, în primele, cel puțin prima ședință, nu aducem nimic negativ, le spun celor care vin, unor pregătiți cu sacoșa de probleme și nemulțumiri, să știți că astăzi nu vom vorbi despre aspecte negative oh. Exact, da, poate fi frustrant și vă înțeleg ați venit și verificăm mm -hmm. verific cu ei care este intenția lor și ce vor să obțină și iată vorbim de intenție um, și ea este mereu una pozitivă și de asemenea despre felul în care reușesc să fiu în contact cu emoțiile mele negative, cu frustrările și să pot să le exprim într-un mod astfel încât să ajungă la celălalt, cel puțin, cu cât mai puțin asperități și dacă cumva la celălalt și categoric și eu primesc un răspuns negativ când au, n-a picat bine o reacție sau un răspuns de-al meu, chiar dacă mie îmi pare că am comunicat perfect și, nu știu, ca la carte să spunem, pot să spun hmm, îmi pare rău să aud Că felul în care eu am zis sau am reacționat, te-a rănit, te-a făcut să te simți cumva negativ. Și poți să-mi spui mai multe despre asta. E important să știu oare ce anume din ce am spus, felul în care am spus, te-a deranjat. Hm. Și, sigur, mai mult decât atât, este oare ce a trezit în celălalt. Și e acolo o întreagă experiență. De aceea am spus: Este un, un alt univers, asta mi-a adus Imago, atât în viața personală cât și cea profesională. Și o părticică din acest univers, sigur, am, o frântură am avut parte de, de, această, de această frântură acum în RFI 360, însă pe 6 șa, și 7 mai la București se întâmplă conferința națională Știința și Arta Terapiei Relaționale IMAGO la București, vă spuneam. Un eveniment ce strânge împreună prelegeri ateliere, prezentări. 12 terapeuți de cuplu vor fi în fața voastră, vă vor prezenta cu ajutorul explicațiilor științifice, ale exemplelor practice tot ce trebuie știut și înțeles despre dinamica vieții în doi. Iar astăzi, Doina Grasu, psihoterapeut specializat în terapia cognitiv-comportamentală, în terapia relațională Imago, va a dat și ne-a dat și mie o imagine despre ceea ce urmează să vedem pe 6 și pe 7 mai. Doina, îți mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi. Și la eu mulțumesc. Mult succes în, în acest eveniment, pe care, cum vă spuneam, este foarte aproape. Mai sunt două săptămâni. E bine să vă rezervați locul de pe acum.